Bună ziua, bine v-am găsit! Leul s-a prăbușit din nou astăzi. Consecința, o știți cu toții, urmează scumpiri inevitabile. Rate mai mari la bănci. Mai grav e că moneda națională se apropie de pragul de 5 lei, deși BNR face eforturi mari să țină în curs, să țină în frâu cursul, și guvernul face eforturi de socializare. Cam atât pentru moment. Premierul Câțu spune că soluția scăderii prețului facturilor de energie nu poate să vină de la guvern, dar întâlniri există. Chiar și astăzi, șeful guvernului s-a întâlnit cu ANR Transelectrica, Consiliul Concurenței, cu niște miniștri din cabinetul său, în condițiile în care România are parte de cea mai mare scumpire a energiei electrice din Europa. În tot acest haos al scumpirilor, guvernul spune că va oferi compensații, chiar și atenție, celor care au nivel mediu al venitului. Dar nu indică nimeni de unde vor fi plătite aceste compensații. Evident, din banii contribuabililor. Și unde vor merge acești bani? În buzunarele faimoșilor băieți deștepți din energie. Se face așa un pod direct între buzunarele noastre și vistieria lor. Le mulțumesc foarte mult pentru prezență. Radu Soviani este alături de mine. Bună ziua! Mulțumesc mult, Radu! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Îmi pare rău că n-am putut să ajung în studio pentru că e o temă excepțional de importantă, Laura. Mulțumesc pentru invitație. Da, și sunt zile foarte importante pe care trebuie să le analizăm cât se poate de serios, chiar dacă ne lasă un gust amar. Domnul Dumitru Costin, lider al Blocului Național Sindical, este alături de noi. Mulțumesc foarte mult, domnule Costin. Bună ziua! Salut, Mona, mulțumesc pentru invitație. Radu, voi începe cu tine, pentru că declarația premierului Câțu, pe care o vom vedea cu acordul tău înainte să faci comentariul, nu este treaba guvernului să reglementeze prețul energiei. Bun, asta știam, dar poate că ar fi fost treaba guvernului să facă în așa fel încât România să nu plătească cea mai scumpă factură de electricitate în momentul acesta în Europa. Haideți să vedem declarația premierului și revenim la invitații mei. Am cerut să avem această întâlnire. De fapt, am anunțat la ultima întâlnire că ne vom revedea. Și foarte bine că există o îngrijorare în spațiu public care se accentuează în ceea ce privește prețurile la energie, în special pentru că vine sezon de iarnă, plata facturilor. Și atunci trebuie să venim cu soluții. Bineînțeles că soluția asupra prețurilor nu poate să vină de la premier. Trebuie să găsim soluția împreună. Radu Soviani, n-ar strica mai multă solidaritate în chestiunea asta cu facturile la electricitate, chiar dacă, tehnic vorbind, premierul Câțu are dreptate? Tehnic vorbind, premierul Câțu nu are dreptate și îmi pare rău că te contrazic, pentru că nu este treaba să guvernului să intervină într-o economie funcțională de piață, dar economia României nu este o economie funcțională de piață. Ceea ce se întâmplă acum, vedem explozia prețului în facturi și nu la energie, pentru că energia pe plan internațional nu s-a scumpit în maniera în care ne vin nouă facturile majorate. Atenție, și pe timp de vară, să vedeți ce ne așteaptă pe timp de iarnă. Deci este treaba guvernului atunci când avem, și chiar într-o economie funcțională de piață, chiar atunci când avem un eșec de piață, vorbim despre un eșec de piață, adică o operațiune tehnică, că s-au apucat niște blambeci ca să spună referința pentru gazul românesc este la Viena, acolo unde este clar cine manipulează prețurile și cum manipulează prețurile, și faptul că prețul de la Viena nu are nicio legătură cu costurile de producție, de extragere a gazului din pământul României, de producție de electricitate de la hidroelectrica, nimic. Alea sunt niște prețuri care se cotează la Viena. Deci, din punctul meu de vedere, este treaba guvernului să intervină pe piață, este treaba guvernului să plafoneze pe de-o parte, iar pe de altă parte să introducă, dacă nu vrea să plafoneze, nu, pentru că este a dreptul mâinii invizibile sau mâinii amputate, ce face Florin pe acolo pe la guvern cu economia. Deci dacă nu vrea să plafoneze, să vină să pună o taxă specială pe aceste supraprofituri excepționale. Taxă specială care nu se ducă la Enel, la Gază France, la ceilalți care vin și ne pun facturi umflate, va fi folosită pentru subvenționarea, da? Deci până la urmă se subvenționeze consumatorul vulnerabil, ăla care speculează prețul. Pentru că ceea ce vedem noi acum, Laura, în acest moment, este, ca să fac o paralelă într-o altă viață a premierului Câțu, când era doar trezorier șef la ING și a existat acel atac speculativ asupra leului din anul 2008, și fac o paralelă, faptul că atunci leul s-a depreciat extrem de
puternic. Și dobânzile s-au dus la cer, dacă țineți minte, dobânzile pentru creditele în lei au urcat de la 14% la 23%. Nu s-a datorat speculatorului Câțu, speculatorului Star, speculatorilor de la Unicredit și de la alte bănci. S-a datorat pasivității Băncii Naționale a României, care nu a văzut ce se întâmplă cu vulnerabilitățile leului și nu a plafonat în acel moment rata de dobândă de pe piața monetară, acolo unde băncile se împrumută între ele. Deci Banca Națională a stat atunci în 2008 cu stăcâțul, acum și privește și eventual mănâncă popcorn, a stat și a văzut cum dobânzile se duc la cer cu consecința ce? A creșterii profiturilor băncilor, pe de o parte, pentru că pe termen lung profiturile băncilor au crescut, iar pe termen scurt și mediu și lung, o bună parte din populație și companii au fost băgate în insolvență. Deci pasivitatea în situații excepționale, cum este și aceasta de acum, adică un eșec de piață, de formare a prețurilor libere pe piață, în piața energiei, nu mai reprezintă doar o simplă neglijență, ci o complicitate la omorârea companiilor și populației, până la urmă, prin facturi de neplătit. Da, Radu, mă voi întoarce la tine, pentru că, după cum spuneam, cursul valutar a cunoscut astăzi un istoric în acest an. Se apropie din ce în ce mai mult un euro de 5 lei. Este ceea ce BNR încearcă să evite încă de la începutul acestui an. Spuneam că va veni cu niște consecințe destul de grave în materie de scumpire a prețurilor, scumpire a ratelor. Domnule Dumitru Costin, când urmează să decontăm nota pentru toate aceste soluții de care șeful guvernului se spală pe mâini? Păi am început deja să decontăm notele de plată și le vom deconta în perioada următoare cu vârf și îndesat. Decontăm deja prețuri mai mari la bunuri și servicii și vom deconta până această toamnă, în această iarnă, prețuri din ce în ce mai mari. Situația este scăpată de sub control. Eu am opinia mea în ceea ce privește această situație. În opinia mea, vinovatul principal pentru starea asta se află la Cotroceni. Este președintele Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Suntem în momentul de față într-o situație cu caracter excepțional. Dacă luați strategiile naționale de apărare ale României 2015-2019 și 2020-2024, veți vedea că securitatea energetică a României este trecută acolo la rang de cinste. Dacă îmi spune mie cineva că Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut, care știți bine, are în componență prim-ministru, miniștri, oameni grei acolo. Dacă îmi spune mie cineva, mi-arată că din 2015 până în prezent s-a făcut vreo reuniune cu această temă, îl pup pe ăla. Deci nu există preocupare, există o complicitate cu operatorii din piață. În momentul de față, premierul Câțu, și am văzut declarația de presă, conferința de presă de la guvern, am avut și fac un apel public către el, dacă vrea să fie un om politic important în această țară, trebuie să renunțe la minciună și ipocrizie. A mințit și a fost extrem de ipocrit în intervențiile sale. Nu poți să spui, băi, eu sunt reprezint singurul guvern care a făcut proiectul de lege al consumatorului vulnerabil și l-am trimis la Parlament. E adevărat că am făcut-o șmecherește, pentru că în răstimp eu am avut grijă să dau o ordonanță de urgență prin care la presiunea companiilor furnizoare să le dau mână liberă acestora să contracareze o măsură pe care o dăduse Orban anul trecut în mai, tot printr-o ordonanță de urgență, o măsură în baza căreia să nu poată companiile să decupleze pe cei care nu își pot plăti facturile. În nota de fundamentare care a stat la baza ordonanței Câțu pentru intrarea ei în vigoare a convocat Senatul în sesiune extraordinară acum vreo două săptămâni, deci știe foarte bine ce se întâmplă în piața de energie din România și prin deciziile pe care le ia este părtaș la creșterea profiturilor acestor companii. Da? Există acolo notă venită de la Asociația Furnizorilor de Energie care arată că s-a depășit cifra de 200.000 de clienți captivi și în majoritatea lor discutăm de casnici care nu mai sunt în stare să-și plătească facturile. Ei bine, domnia sa a scos această ordonanță care dă posibilitatea furnizorilor să-i decupleze pe rău platnici. În opinia noastră, nici plafonarea nu reprezintă o soluție astăzi, pentru că deja prețurile sunt în pod și ar însemna să plafonez deja niște prețuri extrem de ridicate, tot în favoarea acestor
acestor operatori economici. În opinia noastră, soluția pentru a găsi resursele financiare e de următoarea factură. Suprataxarea acestor profituri cu caracter excepțional pe care unii le fac, iar acestea reprezintă surse de venit pentru măsurile de protecție socială pentru cetățenii defavorizați afectați de această creștere explozivă de prețuri. Însă, vă rog. Mai aveam o singură mențiune de făcut. Ăsta e doar începutul de plată al facturii. Începem deja să decontăm efectul devastator pe care l-are creșterea prețului la energie și la gaze în economie. Majoritatea sectoarelor economice ale României sunt labor intensive, multă muncă, sunt energofage și asta afectează competitivitatea companiilor din România, care vor pierde indiscutabil contracte, vor pierde piețe și, repet, nota de plată va fi una de anvergură de data. Mă întorc la dumneavoastră, vă rog să mai rămâneți alături de noi, pentru că ați făcut niște declarații interesante astăzi legate de salariu minim. Radu, l-am auzit pe ministrul energiei, domnul Popescu, vorbind despre posibilitatea ca guvernul să compenseze încă de la nivelul venitului mediu aceste facturi mari la energie. Cum ți se pare? De unde există bani pentru compensare încă de la nivelul venitului mediu? Mi se pare că și domnul ministru al energiei trebuie să plece acasă, să le ia de mânuță pe Florin și să plece acasă. Păi în momentul în care e nevoie de compensare de la nivelul venitului mediu, se întâmplă două lucruri. Tu cauționezi acele profituri excepționale și nemeritate și subliniez speculative, nu generate de piață, deci cauționezi speculatorii dându-le subvenții pe partea alta, adică ei și-au profiturile companiile pe de-o parte, iar pe de altă parte se dublează, aparent o gaură egală și de sens contrar, la bugetul statului, adică gaura e pe de-o parte la consumatori, pe de-o parte că fură mie din puterea de cumpărare, pe de altă parte este gaura în buget subvenționând aceste profituri excepționale, nemeritate și subliniez speculative. Fac din nou paralelă cu criza de monedă din 2008. N-a fost vina lui Isar că a speculat, n-a fost vina lui Câțu că a speculat, asta este treaba lor, a fost culpa băncii naționale care a cauționat și a gestionat prost acea criză de monedă ce se întâmplă și acum. Și ca să o spunem pe aia dreaptă, Laura, vine Florin în momentul de față și spune că sunt primul premier care a făcut consumatorul vulnerabil. Nu, primul lucru pe care l-a făcut Florin este să ne facă pe toți consumatori vulnerabili. Da? Deci toată economia este vulnerabilă în acest moment, în această criză a energiei, criză energetică. Populația, cei cu venituri mici, cei cu venituri medii, companiile, toată România este vulnerabilă și vulnerabilizată de aceste politici încadrate sub hashtag-ul nimic pentru populație. Asta au reușit ei în acest moment. Asta vor să facă în acest moment, să mai distrugă și restul de economie și să cauționeze profiturile speculative care se fac în acest moment. Nu! Așa cum spunea și domnul Costin și mă bucur că a spus acest lucru, soluția este suprataxarea profiturilor excepționale, banii să nu mai plece afară și din acele suprataxare să vină banii la buget și să fie subvenționați cei care merită, pentru că încă o dată nu costă de ieri gazul mai scump, mai puțin. Eu nu pot să accept ca analist economic că guvernul este prost, Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei este proastă, de la 1 ianuarie începând i-a luat totul prin surprindere. Renegocierea contractelor, schimbarea furnizorului, creșterea prețului semnificativ la energie, ceea ce vedem la gaz, ceea ce vedem la energie electrică, vedem și pe piața carburanților. Păi uite-te un pic, Laura, unde iasă-ți prețul Brent la $74 pe baril și suntem spre 6 lei și mai mult litru de carburant la pompă. Suntem la maxime istorice și aici în condițiile în care în urmă cu 13 ani, când a fost atins maximul istoric pe piața petrolului, $147.2 pe baril Brent, adică dublu față de acum, prețurile erau mai mici atunci. Deci prețurile acum trebuie să fie mai mici decât cele din 2008 în mod real. Dar suntem o economie nefuncțională de piață, o economie în care câțiva speculează stabilitatea economică și financiară a României, iar această speculație, ca și în 2008, este complicitatea autorităților care vulnerabilizează, subliniez, toată populația. Nu există consumator vulnerabil. Toată populația este vulnerabilizată de aceste politici. Cei cu salarii mici, cei cu salarii mari, toate companiile din România. Atrageți atenția, domnule Dumitru Costin, în legătură cu scăderea puterii de cumpărare și cu degradarea vieții românilor până la urmă. Chiar vorbeam cu Radu Sovieni săptămâna trecută. Există în Franța o mișcare care se numește Împreună
spună împotriva vieții scumpe. La noi premierul spune nu pot interveni într-o chestiune ca cea a facturilor, care este incredibil de șocantă. Facturile sunt explozive în momentul ăsta. Ce veți face dumneavoastră, sindicatele? Doamnă, asta e o întrebare extrem de complicată. Știți de ce e complicată? Pentru că eu personal am atras atenția și organizația mea a atras atenția asupra acestui subiect, spre exemplu, a ceea ce urma să se întâmple în energia și cu energia românească. Rețineți, din 2012 vă demonstrez cu documente, cu demersuri, cu ieșiri publice, cu proteste făcute la Cotroceni sau la Ministerul Economiei sau Energiei, după caz, pe nimeni n-a interesat. Asta e o stare națională. Nu până ne ajunge cuțitul la os, nu ne deșteptăm. Ce dacă ne zic unică o să fie nasol? E, lasă, vom vedea noi. Suntem pe principiul ăsta. Acum a venit nebunia peste noi. Pe unde scoatem cămașa? Acum suntem însă, din păcate, în mijlocul unui cazan care dedesubt arde. Și arde rău de tot. Orice soluții care pot fi găsite sunt, așa cum menționa și Radu Sovianii mai devreme și cum am propus și eu, sunt, ai pe de o parte un pachet de soluții pe termen scurt pe care trebuie să le faci și de asemenea ai o variantă de lucru care presupune schimbarea radicală a atitudinii a tot ce înseamnă companii cu capital de stat din domeniul energetic românesc. Nu e normal să-i lași pe ăștia să facă ce vor la presiunea, spre exemplu, a fondului proprietatea, care nu vede decât dividende. Știm cine e în spatele fondului proprietatea, nu trebuie să mai explicăm altora, dar eu înțeleg și pe ei. Totuși, nu e posibil ca tu, acționar majoritar în unele din aceste companii, să lași lucrurile de izbeliște. Vă probez cu documente toate demersurile pe care le-am făcut, repet, și de care nimeni n-a vrut să audă. De la președinte, prin ministrii la economie sau la energie, după caz. Reacția pe care o vom avea, păi, reacții înainte de toate comunicăm public, propune măsuri. Vă reamintesc că în urmă cu aproape 20 de zile, chiar azi explicam doamnei Turcan când ne-a comunicat faptul că o să facem un Consiliu Național Tripartit săptămâna viitoare cu patronatele și cu guvernul, pe tema salariului minim, mi-am adus aminte că avem o solicitare către ei în care subiectul pe care noi îl ridicasem era cel legat de prețurile la utilități și de un pachet de măsuri absolut necesar pentru a, să zic așa, atenua șocurile de pe piață din lunile care urmează. Reacții publice cu siguranță vor ieși, însă reacțiile publice nu țin loc de soluții. Da, vom avea cu siguranță ieșiri publice în zilele următoare și nu de genul comunicatelor sau declarațiilor. Vă mulțumesc mult, domnule Dumitru. Mulțumesc mult. Avem o legătură directă și cu doamna Carmen Hărău. Este reprezentant al Partidului Național Liberal. Sunteți și antreprenor, doamnă, și doctor în economie. Și poate ne spuneți de ce a ajuns acest subiect al legii consumatorului vulnerabil, un subiect de dispută, pentru că domnul Câțu spune că din cauza domnului Orban nu s-a discutat mai devreme legea consumatorului vulnerabil. Chiar așa, toate subiectele din spațiul public au ajuns să fie minge de ping-pong între Câțu și Orban? Doamna Laura, pentru mine este o mare tristețe lucrul acesta, disputa, războiul fratricidii PNL, inexplicabil și deosebit de nociv, pentru partid, fără doar și poate, dar mai cu seamă pentru România. Trecând peste lucrul acesta, vreau să reiterez afirmațiile făcute aici în platou, care nu sunt de fel exagerate și nimic din ce s-a discutat în platou nu este găselniță mediatică. Situația complicată nu este doar a consumatorului vulnerabil. Sigur că poți imputa parlamentului anterior că nu s-a discutat legea asta, am fost parlamentar atunci, știu că s-a tot tergiversat. Puterea, la putere, la momentul acela, a tot băgat-o în sertar, n-a reușit să o scoată în sfârșit. Sigur că poți spune că ceea ce ni se întâmplă acum cu liberalizarea asta trebuia făcut acum 10 ani și o facem iară pe un genunchi, o facem iară sub presiune, o facem iară, supunem economia națională încă unui stresor important, că pandemia nu era destul. Lasă că poți să mai
spui în apărarea guvernului, ca antreprenor ce sunt, sub presiunea prețurilor acestora care mă obligă să renegociez contractele cu partenerii străini, nu mă mai încadrez în marja de profit. Sigur că poți să spui, ca om care și-a mâncat vreo 8 ani de zile, a investit vreo 8 ani de zile muncind în Parlament, punându-și viața pe hold, că există în țara asta o structură numită Agenția Națională de Reglementare a Energiei, pe care eu nu știu ce aș face cu ea, am avut foarte proaste relații în perioada mea de parlamentar de 8 ani de zile, care e stat în stat, asupra căreia guvernul nu are niciun fel de influență, care avea ca principală atribuție, ei erau principalii responsabili, nu domnul președinte Iohannis, să pregătească această liberalizare. Sigur că poți să spui, să aduci în fața opiniei publice ca unul care știe despre ce vorbește lucruri de genul acesta. Dar situația este deosebit de gravă și nu se referă doar la consumatorul vulnerabil. Asta este o lege care se va face la foc automat, așa cum știm noi să facem lucrurile repede, repede. Da. Iar această măsură cu supraimpozitarea profiturilor nemeritate, speculative, ale celor implicați în obținerea acestor profituri pe seama noastră a tuturor, este sigur că dau o măsură care descurajează, le face inutilă șmecheria, dar asta nu mă încălzește deloc pe mine, antreprenor român, care mă văd în situația la limită să-mi închid porțile din motive de competitivitate care s-a dus pe apa sâmbetei. Asta nu o să împiedice antreprenorii multinaționalele care au unde pleca să-și închidă porțile și să plece și să genereze șomaj. Această situație trebuie urgent rezolvată. Ar face bine domnul Chirisoiu de la concurență, că flerul meu de politician parlamentar de 8 ani, de profesor, îmi spune că și niște elemente de neconcurențialitate s-ar putea găsi, și ar face bine domnul ministru al energiei, colegul meu Virgil Popescu, să bage, domne, pe rețea o cantitate mai mare de energie. Are bani la Greenfield, nu știu ce se întâmplă cu reactoarele de la Cernavodă, modalitatea standard a economiei de piață prin care prețul scade este ca această cantitatea de energie oferită să fie mai mare. Unde e cantitatea de energie? Că termocentrala Mintia tocmai a fost închisă, ceea ce din nou pentru mine cu Nedoreancă reprezintă o mare durere. Complexul energetic Hăru, de PSD atât mare de vreme. Dați-mi voie doar să le mai spun respectatorilor o dată că vorbiți în numele Partidului Național Liberal aflat la guvernare și spuneți niște lucruri extrem de interesante, dar cine vă aude are impresia că sunteți de la opoziție. Da, e foarte important să înțelegem. Doamna Hărău e de la PNL. Radu, mă întorc către tine pentru că a evocat doamna Carmen Hărău. Nu sunt de la opoziție, lăsați-mă să fac precizarea respectivă. Vă rog. Nu sunteți de la opoziție, sunt un membru al Partidului Național Liberal onest și care și supărat, care știe precis că nu Florin Câțu este vinovat de ce se întâmplă acum. El special așa, dar el este la momentul acesta la butoane și de la el am așteptări să rezolve toate nenorocirile moștenite de la PSD și să ne ducă, că știu că poate și știu că vrea, între europenii prospecti. Radu, vorbea doamna Hărău despre posibilitatea asta, să se dea drumul la mai multă energie națională. Este ăsta un scenariu de lucru? Păi, dacă se poate produce, ar putea fi, dar până acolo trebuie să oprească specula la care primul ministru, el este vinovat pentru că tolerează. Și mesajul cu care a ieșit astăzi în favoarea speculatorilor, adică nu o să vă plafonăm prețurile, continuați așa, încercând să blameze companiile de stat. Dacă se vede că vreo companie de stat participă, mamă, mă fac leu, ce le fac, le rup. Păi până domnul Chirițoiu să vină de la concurență să constate, durează 3 ani, tip în care suntem morți. Deci noi ca și din punct de vedere al companiilor, din punct de vedere al consumatorilor, și nu vorbim numai de consumatori vulnerabili, cei cu venituri mici, consumatori casnici, vorbim de
spre toată economia. Iar a tolera acest lucru, din punctul meu de vedere, este inacceptabil, cu atât mai mult cu cât România vine după o criză economică care nu îi se poate imputa lui Orban sau lui Câțu, nu? Pentru că criza coronavirus nu a venit de la Câțu și nu a venit de la Orban. Cum au gestionat-o, da, asta li se poate imputa. Deci vine criza economică, vine criza finanțelor publice, deficite bugetari mari și în creștere și finanțate la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Chiar am făcut un calcul pe blog în care arăt că dobânzile la care se împrumută în România sunt mai mari decât dobânzile însumate, atenție, însumate din alte 22 de state ale Uniunii Europene. Deci avem criză economică, criză bugetară, criza finanțelor publice, criza datoriilor în curând, că dobânzile sunt mari și în creștere, peste care vine și criza energetică indusă și tolerată, complice, de către guvern, și ne mai așteaptă și o criză monetară pe deprecierea leului în perioada următoare. Totul împotriva populației. Deci eu de asta spun, trebuie să înceteze sau să plece. Să înceteze să mai vulnerabilizeze toată economia sau să plece, să vină alții care sunt de bună credință. Pentru că, subliniez, astăzi, în 2021, Câțu este pasivul Isărescu în 2008, când am asistat la deprecierea leului și la urcarea dobânzilor la cer. Prin pasivitatea lui Câțu, el este egal cu pasivitatea lui Isărescu, în care tot așa a dat miliarde de euro speculatorilor și băncilor, cărora le-a permis să ridice dobânzile. Subliniez, la 23% erau dobânzile pentru lei în anul 2009 pe fondul pasivității lui Isărescu și dobânzi care au rămas ridicate mult timp, ceea ce a băgat în insolvență o bună parte din economia României. Chiar vor să ne bage pe toți în insolvență, fie că suntem persoane fizice, fie că suntem persoane juridice, chiar vor să o mai omoare și orice brumă de competitivitate, despre care doamna Harau spunea corect că nu poate să facă față austriacului sau germanului la prețurile astea, să se bată cu el în turism sau în servicii hoteliere sau în ce sorbate. Și ți-am mai dat exemplu săptămâna trecută cu abuzurile ANAF care vin și găsesc taxe din urmă pe 5 ani inventate astfel încât să atace ce? Exact competitivitatea sectoarelor. Mulțumesc foarte mult, Radu, pentru prezență în legătură directă cu noi și domnul Emanuel Ungureanu, deputat al USR. E drept că n-am auzit, sau poate n-am citit eu toate punctele de vedere, domnule Ungureanu, n-am auzit din partea USR să existe o luare de poziție. Electoratul nostru nu este interesat de această chestiune a facturilor? Aici nu vorbim cu siguranță, în primul rând, vorbim despre un electorat al USR, al PSD sau al PNL. Până la urmă, când domnul Iohannis sau oricare dintre noi care suntem parlamentari, când am cerut votul oamenilor, nu l-am cerut, cum să zic, pe roșu, galben, verde sau altă culoare. Noi am promis că vom asigura siguranța și bunăstarea tuturor cetățenilor. Doamna Prună, colega noastră care este în zona de energie, a avut un punct de vedere în numele partidului în aceste zile, vorbind despre nevoia de a folosi resursele de la Marea Neagră. A fost chiar un îndemn public către colegul nostru de la energie să caute soluții, să scoatem gaze de acolo și să aducem pe piață un gaz mai ieftin. Pe mine mă preocupă însă tonul nostru de la guvernare. Se vorbește de competiția din USR, din PNL. Eu cred că președintele Iohannis ar trebui într-o situație de un dramatism extraordinar pentru populație să convoace CSAT, să strângă partidele politice, să strângă lângă el Banca Națională, pe cei de la ANR și să găsim soluții împreună pentru această iarnă. Este foarte târzie data de 1 ianuarie când primul ministru Câțu promite ajutor compensatoriu pentru consumatorul vulnerabil. Ce se întâmplă în cele 3 luni de iarnă? În unele locuri iarna începe în octombrie. Sunt zone în țară unde este mult mai rece. Ieri noapte la Cluj au fost 12 grade. Avem nevoie de soluții acum și, cum firesc a spus, noi cei care suntem la guvernare nu putem să ne plângem. Noi trebuie să căutăm soluții. Nu putem să îngroșăm un cor al plângăcioșilor ipocriți de la PSD
ci trebuie să spunem punctual A, B, C, D, până la orice literă din alfabet, care sunt soluțiile noastre. Și pentru că tot ați vorbit despre PSD, avem și un reprezentant al Partidului Social Democrat în emisiune, purtătorul de cuvânt Radu Oprea. Bună ziua, domnule senator! Domnul Ungureanu tocmai v-a făcut plângăcioși și mai cum, domnul Ungureanu? Plângăcioși și... Ipocriți. Ipocriți. Bun, am auzit-o și pe Raluca Turcan arătând cu degetul către PSD pentru această creștere a facturilor. Cum răspundeți? Răspunsul este foarte simplu. Este foarte jalnică această opoziție de la putere și dacă ar fi fost corect, acum, în platou, la domnul Ungureanu, ar fi spus că PSD în Senat, eu împreună cu alți colegi care suntem membri din Comisia Economică, am propus un amendament ca la 1 septembrie 2021 să intre această lege pe care premierul Câțu a trimis-o în Parlament cu termen de punere în aplicare 1 octombrie 2022, lăsând pe toți românii descoperiți anul acesta. Deci ipocrizia este la guvern. Când vii și spui că vrei să iei măsuri și tu trimiți în Senat și punctul de vedere al guvernului din Senat este că să voteze împotrivă, iar colegii domnului Ungureanu din Senat, colegii doamnei Harău din Senat, ceilalți au votat braț la braț toți contra amendamentului, lăsând forma propusă de guvern. Asta este ipocrizia adevărat. Și mai mult decât atât, ca dezastrul să fie adevărat și ca românii să fie într-o situație extrem de complicată în această toamnă, au venit și cu ordonanța de branșări, care spune că pe la jumătatea lui octombrie, cei care nu pot plăti pentru că nu au resurse financiare, nu că nu-și doresc, sau, da, deci chiar nu pot să plătească, vor fi debranșați. Ce fac acești români în această iarnă? Peste toate lucrurile acestea, mai punem și faptul că rezervele de gaz din sunt cele mai mici în această iarnă, din depozite, tabloul este cumplit, tabloul este groaznic. Și mai mult decât atât, se plâng că nu se întâmplă nimic pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și sigur, așa cum știm noi cei de la PSD, vom veni cu o măsură alternativă și vom depune probabil săptămâna viitoare o inițiativă legislativă. Vreau să știu punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu această propunere de subvenționare a prețului facturii de electricitate pentru cei care au venit mediu. Eu la PSD n-am auzit chestiunea asta până acum. Se pare că dreapta este mai ține mai mult cu poporul decât PSD-ul. Haideți să vedem declarația ministrului Virgil Popescu și revenim. Eu am spus că vrem să compensăm, în afara consumatorului vulnerabil care este în Parlament, vrem să compensăm până la nivelul venitului mediu sau consumului mediu și vrem să compensăm în iarna aceasta, în totalitate iarna aceasta, care începe la 1 pentru consumatorii cu venituri mediu. Venituri mediu sau consum mediu? Și va fi dată ordonanța de urgență? Mă lăsați un pic să termin. Vorbim de iarnă care începe la 1 noiembrie, se termină la 31 martie. Deci avem tot timpul să rezolvăm această problemă. Avem deja un consum mediu, de exemplu, vorbim de 4 milioane și jumătate de gospodării care consumă până în 1000 de kW pe an. Asta vorbim de 4 milioane și jumătate mulțit ca un comedie de 2,5, vorbim de peste 10 milioane și ceva de români. Deci nu vorbim de foarte mulți. Peste 10 milioane și ceva de români, chiar și cei cu venit mediu ar putea să primească aceste compensații pentru facturile mari de energie. Și vă spuneam, domnule Oprea, că eu la PSD n-am auzit așa ceva. Sunt mai de stânga cei de la eu guvernare? Eu, guvern de povestitor, v-am cam săturat. Vom face, ne vom gândi, vom, când, pentru că deja facturile cresc. În acest moment nu au făcut nimic, n-au luat nicio acțiune. Doar stau în niște comisii și știți cum e vorba populară. Dacă vrei să gropi o problemă, mai faci o comisie. A câta oară este premierul Câțu în această minunată comisie? Și ce a făcut? A venit cu o idee, oricare. Ne gândim, poate, vom vedea. De acest vom vedea. Eu cred că românii s-au săturat pentru că facturile deja au venit foarte mari. Doamna Hărău, dacă mai sunteți... Și la gaze, vă rog. Și la încălzirea cu lemne, unde 66% dintre gospodării se încălzesc cu lemne. De aceștia cam uităm în această perioadă, dar vine iarna și pentru ei. Știți cât era plafonul maxim pentru aceste persoane care se încălzesc cu lemne în acea ordonanță
pe care a propus-o guvernul, 80 de lei, adică 80% din valoarea totală, pentru cei cu venituri foarte mici. Am propus să fie 320 de lei ca să fie o compensare egală cu celelalte surse de încălzire, cu energia sau cu gazele. Nu au acceptat nici acest amendament. Și vom veni și la Camera Deputaților cu amendamente, pentru că numărul de gospodării estimat de către guvern, astăzi, în legea consumatorului vulnerabil, este de 427.000 de gospodării din cele 7,82 milioane de gospodării din țară. Și da, vom crește, în amendamentele noastre pe care le-am lucrat și le vom depune, propunem să creștem această chestiune. Păi nu știu dacă îi veți depăși pe cei de la PNR, că după cum ați auzit, ei au în vedere aproape 10 milioane de persoane. Doamna Hărău. Ei au în vedere foarte multe, dar nu fac nimic. Situația groaznică în care suntem astăzi li se datorează. Și au închis sursele de energie, producție, au închis mintea fără rușine. Președintele Laurențiu Nistor al Consiliului Județean Hunedoara a fost la Virgil Popescu de mai multe ori, spunând, luăm noi mintea la Consiliul Județean pentru că avem resurse și putem să lăsăm termocentrala deschisă. Știți că DEVA în această, cu primar liberal, care n-a făcut nimic, n-a avut nicio reacție, în această iarnă nu va avea școlile încălzite, în această iarnă toate instituțiile publice din DEVA nu vor avea căldură, acești responsabili care sunt astăzi la guvernare iau astfel de măsuri. Ordonanța de branșării, închid mintea, închid capacități de producție. Haideți să-i ascultăm și pe cei de la guvernare despre care vorbeați. Vreau să încep cu dumneavoastră, doamna Hărău. Vreau să vă întreb dacă... Nu, vă rog frumos, că am ceva de spus. A intrat domnul Oprea pe o zonă, ori n-are habar, ori pur și simplu este lipsit de bună credință. Bine, vă ascult, păi să-i spun eu domnului Oprea atunci, să-l informez pe domnul Oprea și pe telespectatorii dumneavoastră, că în 2015, când deputat liberal în Parlamentul României fiind, m-am dus disperată la același domn președinte Nistor și am spus, domnule, în Comisia de Buget Finanțe, Troica, Banca Mondială, Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional au folosit sintagma lichidăm complexul energetic Hunedoara din care făcea parte și mintia, mi-a zis, doamnă, vă zbateți degeaba. Complexul energetic Hunedoara e condamnat, cu alte cuvinte, de la vremea aia, PSD-ul, căpușind structura, condamnase mintia, să le fie rușine că plâng acum cu lacrimi de crocodil. Revenind la ceea ce dumneavoastră, la tema... Și ceea ce vreau eu să vă întreb este de unde scoate PNL, de unde scoate coaliția banii ăștia, inclusiv pentru cei care au venit mediu. Vă ascult, vă rog. Aștept de la guvernul meu, atenție, am și eu guvernul meu, nu doar președintele Iohannis, să găsească metode de piață că sunt, prin care să conducă la scăderea prețului energiei. Subvenționarea asta aruncată în stânga, în dreapta, pe milioane de oameni, cu scuzele de rigoare adresate colegului domnul ministru Virgil Popescu, sună măsură disperată. Liberalii nu subvenții trebuie să inventeze. Liberalii trebuie să pregătească măsurile pe care le iau, să le pregătească temeinic și să acționeze prin forțele pieței, astfel încât noi să o ducem mai bine, nu mai prost. Domnul, și dacă domnul Guranu, se va produce această subvenție despre care vorbește domnul ministru Popescu, și dacă se va produce, vreau să-l întreb pe domnia sa, ce va face, domne, consumatorul ăla cu venit mediu, dacă nu-și va mai încasa venitul mediu, fiindcă multinaționalul la care lucrează s-a relocat într-o zonă mai prielnică din punct de vedere economic, sau dacă antreprenorul autohton și-a închis porțile că nu-și poate plăti facturile? Bine, doamna Hărău, să nu ne înțeleagă, nu vreau să fim înțeleși greșit. Facturile acestea sunt în foarte multe cazuri atât de mari încât nici măcar oamenii cu venituri medii nu și le pot permite. Asta e o realitate. Exact. Bun, faptul... Nici agenții economici. De acord cu dumneavoastră. Exact pentru asta solicit, cum vă spuneam, guvernului meu, de băieți deștepți, mai deștepți decât băieții deștepți, că îi cunosc pe băieții din guvern, pe miniștrii din guvern, cel puțin pe cei liberali, dar și pe Năsui, dar și pe Ghinea, îi știu destul de bine... au capabilitatea intelectuală să facă, să se așeze la lucru și să găsească metode pârghii de piață să scadă prețul energiei. La ce vă așteptați, domnule Ungureanu, la ce vă așteptați de la aceste întâlniri? Una e în desfășurare acum. Premierul Câțu, pentru a nu știu a câta zi consecutiv, se întâlnește cu reprezentanții Consiliului Concurenței, reprezentanții ANRE, ministrul
Ministrul Muncii, Ministrul Energiei, să găsească soluții. Reprezentanții dumneavoastră de la USR sunt la aceste întâlniri? Sunt absolut convins că suntem egali interesați să se rezolve cu soluții de piață, exact cum spunea Bun. Doamna. Ce părere aveți despre această idee a compensării facturilor la energie, inclusiv pentru cei cu venit mediu? Orice soluție care nu ne îngroapă și mai tare în datorii și nu se duc în alte scumpiri în alte parte, în alte părți, sunt mai mult decât binevenite, pentru că sunt oameni în mare dificultate care trebuie să treacă de iarna asta. Da, și din nou se găsesc soluții pe picior, rapid făcute, în buza iernii. Și probabil că la ce să ne așteptăm? De anul următor facturile să fie chiar și mai mari decât sunt acum, dacă nu se găsește o soluție fundamentală, adevărată. Vă mulțumesc foarte mult, revenim după o foarte scurtă pauză de publicitate. Au trecut 10 luni de la preluarea mandatului de către primarul general Nicu Șordan. El spune că a preluat Bucureștiul ca pe un pacient în comă la terapie intensivă. Haideți să vedem care sunt punctele forte din programul pus în practică de primar în aceste 10 luni. Bucureștiul, așa cum l-am preluat, era un pacient în comă la terapie intensivă. Asta este descrierea cea mai potrivită. Și când ai un pacient la terapie intensivă, singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să-l stabilizezi. Și cea mai mare parte a acestor 10 luni a fost dedicată stabilizării administrației acestui oraș și a chestiunilor de fundament, de structură și nu a celor de suprafață. Așa și-a început primarul general al Capitalei prezentarea activității la aproape un an de la preluarea mandatului. Edilul a dezvăluit că la preluarea primăriei în conturile acesteia se aflau 3 milioane de lei, în timp ce datoria era de 1000 de ori mai mare, adică 3 miliarde de lei. Nicu Șordan a explicat apoi modul în care a redus cheltuielile primăriei. De exemplu, la capitolul bunuri și servicii, în primele 7 luni din 2021, față de 2020, a reușit să facă o economie de 250 de milioane de lei. De asemenea, edilul a punctat că printre cele mai importante acțiuni ale sale este cea legată de închiderea companiilor municipale. Din cele 14 companii vor fi disponibilizați 2700 de oameni. E un prejudiciu de sute de milioane de euro. Vă aduc aminte doar că în urma unui control al Ministerului Finanțelor am sesizat DNA-ul pentru gravele prejudicii și gravele abuzuri de la compania de cimitire, unde s-au eludat proceduri de achiziție publică, unde s-au cumpărat cu sume mult peste prețul pieței mai multe bunuri și așa mai departe. Nicu Șordan a anunțat că sunt alte 4 companii care vor fi menținute provizoriu, și anume STB, Trustul de Clădiri Metropolitane, Energetica Servicii și Termoenergetica. La un moment dat însă, serviciile acestora vor fi trecute în structura municipalității. Nicu Șordan la ora 20 în studioul B1 TV. Ne revedem la ora 17 cu informații despre cel mai lung război din istorie, cel dus de Statele Unite în Afganistan.